suntem în număr atât de mare, noi suntem foarte fericiți, o sărbătoare pentru muzeu. Avem activități variate. În primul și în primul rând, pe lângă expoziția de bază pe care o putem vedea în fiecare an, avem o expoziție temporară numită Rugby Natural, care este o colaborare în cadrul sezonului România-Franța cu Muzeul de Istorie Naturală din Toulouse, expoziție care ne face legătura între lumea naturală și lumea sportului, care dezvăluie simbolurile și înțelesul simbolurilor de pe stemele fiecărei echipe de rugby. Expoziție pe care o am realizat-o în parteneriat cu Liceul Nicolae Tonița, având în vedere că în acest an Noaptea Europeană a Muzeelor are ca temă muzeul și școala. Și cum noi avem un parteneriat cu Liceul Tonița și vrem să facem mai multe lucruri împreună de acum înainte și vom și face, am zis că ne începem acest parteneriat cu o expoziție în care expun copii de la clasa 7 până la clasa 12 și au ales o temă, București 100. Sunt instantanee din orașul capital a României, așa cum l-au văzut copiii. Concurența, ca să zic așa, este foarte mare, lucru care mă bucură foarte mult. Sunt foarte bucuros că anul acesta sunt mai multe muzee decât în anii trecuți participante la Noaptea Europeană a Muzeelor. În mod special anul acesta, în premieră, invităm publicul să viziteze și spațiile cantacuzine și mă refer aici la pivnița care găzduiește expoziția dedicată mănăstirii Cotroceni, obiectelor din această mănăstire, și Salonul Artelor Decorative, ediția de anul acesta, care va fi deschis la Muzeul Național Cotroceni până luna iunie. Ca atare, două expoziții cu caracter temporar care pot fi vizitate pe lângă colecția permanentă.